și decembrie 1989. Sunt două momente, două discursuri esențiale ale lui Nicolae Ceaușescu. Primul, care reprezintă zborul, 29 august 1968, după invadarea Ceoslovaciei, și cel de-al doilea, discursul din 21 decembrie 1989. Puse față în față aceste două evenimente și dezbătute, comentate de invitații noștri, care sunt domnul Ion Cristoiu, domnul Alex Mihai Stoienescu, domnul Florin Constantiniu și domnul Paul Niculescu Mizil, fost membru CC al PCR Domnia sa, unul dintre martorii importanți la evenimentul din decembrie, din august 1968, dar și un, să spunem, neapărat un participant, un observator atent la ce s-a întâmplat în decembrie 89. Domnia sa, domnul Paul Niculescu Mizil, a scos și o carte, o istorie trăită, o carte care se referă în cea mai mare parte la evenimentele din 1968. Avem și imagini de la mitingul din 68, avem și imagini de la mitingul din decembrie 89, pe care o să le difuzăm în această seară. E o dezbatere cât se poate de interesantă. L-aș ruga pe domnul Constantiniu să ne explice, dacă se poate face, să ne explice ce a însemnat pentru domnia sa evenimentul din 68, acum, după ce vor fi trecut mai bine de 30 de ani, și dacă se poate face o legătură cu și acum încercăm noi să facem cu decembrie 89. Domnule profesor? Dacă mă permiteți, aș folosi o formulă foarte concisă pe care o împrumut din limbajul lui Churchill, adică pentru mine și, aș spune, pentru istoria contemporană a României și pentru cariera lui Ceaușescu, 21 august 1968 a fost his finest hour, a fost ora lui cea mai frumoasă, a fost apogeul carierei lui politice, pentru că atunci a existat o consonanță perfectă, o concordanță perfectă între aspirația poporului român de a ieși de sub călcâiul acesta al Moscovei, sigur, în 1958, să retrăseseră trupele sovietice din România, dar noi continuăm să gravităm în orbita Moscovei. Or, condamnarea atât de răspicată, atât de curajoasă, rostită de Ceaușescu din balconul Comitetului Central a invazii, a invadării Cehoslovaciei, această condamnare a răspuns și sentimentelor poporului român și a adus României și liderului ei un prestigiu internațional pe care vă mărturisesc. Eu ca istoric nu știu ca în trecutul nostru să mai fi existat foarte multe momente de asemenea înălcime, de asemenea nivel. În ceea ce privește decembrie, 21 decembrie 1989, aici cred că chiar de curând domnul Vladimir Chismăneanu, poate chiar într-o emisiune la dumneavoastră, a făcut această apropiere pornind de la o formulă a lui Marx din 18 Brumar al lui Ludovic Bonaparte, unde Marx, care era un adversar al lui Napoleon al III-lea și îl considera o caricatură a lui Napoleon I, pornind de la o afirmație a lui Hegel că în istoria unei personalități sau unui popor există momente care se repetă, Marx a spus că prima dată aceste evenimente sunt în tragic, a doua oară se desfășoară în registru comic. E bine, oarecum ceva asemănător s-a întâmplat cu Ceaușescu în 21 decembrie 1989, nu comic, pentru că desfășurământul avea să fie sângeros, dar este sigur, asta este convingerea mea cel puțin, că el a încercat să reediteze la 21 decembrie 1989 această scenă a balconului de care vorbea domnul Chismăneanu, ori de data asta era confruntat pe de o parte cu un val de optimitate. O copie caricaturală, să spunem. Exact, exact. Da. E mai bine. Termenul este mai potrivit. Era confruntat pe de o parte cu un val de ostilitate, dar pe de altă parte, în ciuda celor spuse de domnul Iliescu, care întotdeauna îi condamnă pe cei care vorbesc de forțele străine implicate în aceste evenimente, această nemulțumire atât de profundă, a spune quasi unanimă, era evident speculată de servicii de informații străine și cred că filmul care l-a dat dumneavoastră și de-al minte și materialele aici, fără să fac un compliment pe care musafirul adresează gazdei, dar cred că Jurnalul Național a făcut un lucru excelent pentru noi istorici, publicând acest șir de mărturii, de interviuri legate de decembrie 89. Domnul Cristoiu. Ascult. E vorba de părerea mea generală sau
momente prescurte. Sunt două puncte. Am ajuns eu la ora amintirilor, ce înseamnă că îmbătrânesc. Și dar pot să dau... Ce vă ziceați și aici? Păi nu, două momente personale, și din 68 și din 89, care ar putea să lumineze într-un fel chiar momentul istoric. În 25 august 1968 eram ca student la filozofie, colaborator la Ziarul Milcovo din Focșani, și eu nu știam că în dimineața de 25 august se întâlnise Ceaușescu cu ambasadorul sovietic, ba mai mult că la 11.30 se ședința CPX-ului, care nu s-a dat publicitate și niciun text, în care se trecuse la o prudență față de Moscova. Și eu fiind la Ziarul de Focșani, am făcut o cronică mai mult decât ironică la un film sovietic, ceea ce mi-a atras din partea redactorului șef mânia, dar spunându-o că între timp linia s-a schimbat. E foarte interesant că deci eu, ca toți românii, eram puși pe ruși. Da? Între timp, nu, o să discutăm. Da. De punct de vedere istoric, eu cred că totuși a fost corectă prudența lui Ceaușescu. Al doilea, despre mitingul din 21 și rolul lui, de fapt, extraordinar, detonator, de fapt atunci a început prăbușirea lui Ceaușescu. Eram la Biblioteca Academiei, nu știam, dar când am coborât ca să plec, să-mi iau haine la garderobă, toate garderobierile, portarul, garderobierile plângeau, deci tremurau. Și mi-a spus că a fost o chestie extraordinară. Deci înseamnă că meșterii din umbră ai ruperii mitingului au avut exact acest scop, de a crea o situație deosebită, de a da o stare de tensiune în țară și mai ales de a... Starea exista oricum, e exploatată. Dar s-a întâmplat ceva, deci era pentru prima dată, cred că, în istoria... Mitingurilor organizate, organizate în care Ceaușescu, care era atât de puternic, atât de... era așa o icoană, să se întrerupă în direct. Deci a fost... După părerea mea, atunci a fost începutul sfârșitului și începutul desacralizării lui Ceaușescu, care devine om, ajungând până la urmă să... Este, asta apropo de începutul sfârșitului, mâine în jurnalul, începând de mâine în Jurnalul Național, avem un serial care se referă la toate evenimentele 20, 21, 22 și mâine episodul începutul sfârșitului, care se referă tocmai la perioada asta. A fost începutul și pentru că unul din scopurile complotiștilor a fost acela de desacralizare a lui Ceaușescu. Este întrerupt, fuge cu elicopterul, orbecă e pe șosea cu Dacia, coboară din tank. Deci trebuie arătat poporului român, băi... Dobărârea lui de pe socru. De pe socru. Da. Domnule Mizil. Vă rog. August 68. Ați fost acolo, știți foarte bine ce s-a întâmplat, mai mult decât atât, ați fost primul oficial român care a aflat despre invadarea Ceoslovaciei de la un ziarist pe care trebuie să rețină Ceoslovacia. Dumneavoastră este cel care l-a trezit în miez de noapte, cât era ora 2 dimineața, pe Nicolae Ceaușescu, întâi pe aghiotantul lui și l-a rugat să-l trezească și a spus Ceoslovacia a fost invadată. Povestiți-ne. În primul rând vreau să mi exprim satisfacția că sunt prezent la această emisiune într-o companie astăzi de selectă și mai ales că am posibilitatea să mă adresez din nou ascultătorilor postului noastră de televiziune, să le adresez un salut. Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate, eu am soarta făcut ca să fiu mai în miezul problemelor în legătură cu august 1968. Eram în conducerea partidului, membru al prezidiului permanent, secretar al Comitetului Central. Membru al Comitetului Politic Executiv? Da, dar prezidiul permanent era o restrângere a Comitetului era Politic ceva Executiv. Mai, da, așa. Și răspundeam de problemele muncii de propagandă în 1968 ca secretar și de activitatea internațională a partidului. Așa cum ați spus dumneavoastră bine, am avut inspirația să trimit un tânăr ziarist, din păcate omul acesta este foarte bolnav acum și din când în când îi mai fac